Incendiu într-un bloc din sectorul 3 al capitalei. O femeie de 79 de ani a murit, iar soțul ei a fost rănit după ce apartamentul în care locuiau a luat foc. Pentru stingerea incendiului, care nu s-a extins la alte locuințe, pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și trei ambulanțe smurd. Cei doi soți au fost găsiți în apartamentul lor în stare de inconștiență. Au fost coși afară pentru acordarea primului ajutor. Bărbatul în vârstă de 82 de ani a fost stabilizat și transportat la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon. Soția acestuia însă nu a putut fi salvată. Oamenii legii urmează să stabilească ce anume a declanșat incendiul.